Și la 3, de aia facă tata. Că la noi, nu e, la deci trebuie să fie sub noi. Unde n-ai mis sunt? Că m-am oprit că am văzut mașinile astea aici. Misarul de două. Și dincolo, planetara. Dincolo există un bolș. Și aici mai e. Și are două. Cu presă. Cu presă, pataci de jur. E nouă. Un goș cald de reș de aseară. Furtunul ăla, da. Și intră pe altă... Sau ca la motor. Ce este?
Niciun arbitru. Luați, luați timpul vostru, măcar să știți timpul vostru. Cum a fost? Ați descurcat? Dacă mai vine pe aici ceva din București, nu a plecat nimic. Motor de 3200. Sus să e, nici nu văd. Motorul e motor de al ei. Au făcut, Ford a făcut în 31, în 32 a făcut.
amici în România, să ne plimbăm prin țară. Ralicul a început aseară cu o probă de noapte în București destul de dificil și astăzi o plimbare foarte plăcut, dar totuși competitiv. Vorbiți-ne puțin despre mașini. Ce modele pot fi admirate aici la Giurgiu? Avem un pic de toate. Avem un Volvo, un Austin Healey din anii 60, Fiat, Fordul, mașini de armată și mai vor veni mașini. În general, toate sunt mașini istorice, adică unde ultima fabricație s-a oprit acum cel puțin 30 de ani. Cristian. Secunde? Și trebuie să ajungi în secunda ta. Am înțeles. Și nu știu unde te duci, asta e lucrul. Că spune o chart, 200 la stânga, 300 la dreapta. Nu este doar o mașină frumoasă și încărcată de istorie. Ce ne puteți spune despre acest automobil? E un Ford 1931. Poate ceva mai interesant, nu despre această mașină, despre faptul că ediția 15-a. Eu cred că prima dată am venit prin 79, mai am un Ford care tot de atunci este. Am fost și prin ACR, am organizat câțiva ani de zile cursele astea, deci eu sunt de al casei, cum s-ar spune. Și bucuria poate să fie pentru cei tineri care au păstrat această tradiție. Dacă vă uitați la mașina asta, e cea mai veche din concurs, pentru că s-au schimbat puțin vremurile. Adică mașinile fabricate prin 50-60 merg mai repede. Dacă o să vă uitați la proprietarii lor, sunt ceva mai tineri. Da? Și atunci eu mă bucur că s-a păstrat o tradiție. Am păstrat și ceva din spate. Restul sunt frumusețea lucrurilor. Asta e ceva inedit. Da. Care sunt calitățile mașinii acesteia totuși? Prin ce se remarcă ea în afară de aspect? Păi după cum observați și dumneavoastră ați venit la ea, că v-a atras atenția, da? E frumoasă, e veche, este elegantă, performanțe tehnice nu prea. Fiind fabricată în 31, da, merge. 60-70, așa de croazieră. Mai mult n-aș putea să vă laud mașina. Doar că e frumoasă, e bătrână și încă ține. Mulțumesc! Am zis că veni. Păi de când spuneți au trecut azi? O să te uiți. Cât ai dăduit lângă el, ă? Marian, ți-a dat telefonul, da? Da. Hai că... Salut, Cătă! Dăm aici și luăm pe călătă. Salut! Ce Noi toți avem o dependență de Facebook și ne... Ionica, ajută-mă că nu e util la Dumnezeu și nu iasă rău. Am curaj! Bine, alții poate să spună mult. Da, depinde de... Da, asta ce e? E interesant. Da, asta e frumos. Și aia mi s-a părut și e unul italian. Care? Ce? La Cruella. Vedi? Vedi? Două întrebări. Cum vedeți dumneavoastră acest eveniment și ce înseamnă să întrețineți o asemenea bijuterie? No, acest eveniment e deosebit. Eu vin fiecare an de Italia aici, atunci pe roti, evident. Și mă întâlnesc cu prietenii deja, cred, 6-7 ore, că
Când intrăm aici, orașul e frumos, dar Dunărea îmi place foarte mult și peste e foarte bun. Și mașina, ce ne puteți spune despre ea? Ne-a atras atenția. Mersi. O mașină de Anglia, făcută de un mic atelier englez. E unica fabrica cu care a rămas de proprietate în Anglia. Patronul se cheamă Morgan, cum marca de mașină. Și mașina caracteristică esențială e făcută cu șasiu de lemn, cum e caruță. Și e acoperită de aluminiu. Mașina foarte ușoară, cu un motor puternic. Și fără absolut nimic de electronic. E făcută așa cum se făcea mașini în anii 30. Ecologică, aș putea spune, cumva. Ba, ecologică nu prea, deși are carburatori, atunci nu are tot felul de nesmecherie pentru poluare. Bine, ma, mașina se folosește numai pentru întâlnire, pentru plimbare, nu se folosește pentru toată ziua, toată perioada. Este greu și vă e greu să o întrețineți, ca și fonduri, zic. Să știi, e greu aici, că cu șoseaua de România e un dezastru. Se dezlantă tot șuruburii, trebuie controlat suspensie, trebuie controlat pe restul, nu, pentru că deci mașina are un motor mare, motor de 4500, atunci nu e folosită la maxim. Să știi, atunci numai acesta e problema, că fiecare dată că fac o plimbare pe România trebuie că mai duc la mecanică. Nimic de grav, ma trebuie acesta întretenire. Bine ați revenit atunci pe la noi și vă mulțumesc pentru informații. Cu plăcere mea, mersi. Care mașină ți-a plăcut cel mai mult? Care mașină? Una. Uite, una ca asta. E cea mai frumoasă dintre toate, mai ales dintre ori și toate pere de calitate din ea. Îți plac mașinile mult? Da, mai ales asta care e un motor de 2400. Știu. O, te și pricep la mașini? Da. Da? Da. Ție ce mașină ți-ar plăcea să ai când o să fii mare? Uite ca asta. Asta e cea mai frumoasă dintre toate. Mulțumesc! Frumoasă, bine, ca estetică, vechime. Da, da, da. Da, spunea domnul Morgan. Amortizoarele noi, toate cușile noi, catetele noi, am avut astea semicasete cu toți. Da. E, uite, frate, da, nu, nu. Câte dolari. Da, știi. Eu vreau un corpet. Thank you.
La Giurgiu, din nou, cum a fost această ediție a raliului pe care îl organizați sau îl coordonați și cum a fost etapa din București? Da, din nou la Giurgiu. Sunt doar competitor, nu sunt în echipa de organizare, însă așteptăm în fiecare an, în luna septembrie, pentru a participa la această manifestare. A fost un pic mai complicat anul acesta pentru că au existat niște probe speciale cronometrate, însă o parte din participanții au venit direct din București. Noi am avut un parcurs un pic mai lung cu un roadbook și cu mai multe etape de parcurs. Dar iată că suntem aproape de final, aproape de sosire, va fi și expoziția în jur de o oră, în care avem ocazia să din nou să vedem giurgiuvenii și oamenii pasionați. Dumneavoastră, cu ce mașină ați participat? Eu particip cu Alfa Romeo din 1968, însă, sigur, am mai împrumutat o mașină unor prieteni buni de-ai mei, o Dacia 1100. Deci sunt două participante în acest concurs. Am întrebat și pe colegii dumneavoastră cât de greu este să întrețineți o asemenea mașină, chiar dacă e Dacia. Mă gândesc că sunt niște costuri. Este greu din punct de vedere condiții atmosferice, în primul rând, pentru că să păstrezi o mașină cu vopsea originală sau în condiții de nichel și așa mai departe, este relativ dificil. Asta înseamnă că trebuie să fie în incinte închise. Din punct de vedere financiar, sunt costurile pe care le are orice posesor. Aici nu e ceva ieșit din comun, dar din punct de vedere, să zic, tehnic și aspect, e un pic mai dificil. Mulțumesc! Mai 2004, 2006.
56 înseamnă 2 ore. 2 ore 36. S-a speriat calul de... Amare. Se pare că a zis omul că am făcut modificări. Da, se vede șasiul unde este care e cu fărul, se vede că e atașat. Aro și MS și mașini de zare. Se vindeau. Băi, ca la Alfa, băi. Aici, ca să vezi tu. Da, da, da. Nu zici că... Așa.
să stau cu triumfă sau cu ce vrei. Și bărniță, neapărat. Da, ia vezi. Ce ești, timp releu? Nu, să ne plângem noaptea. Thank you.
87. Apar aici. Doamna Ramona Mihalcea și cu doamna Șerbănescu, care au câștigat la Carpați dintr-o Cupa Doamnelor și rămânem acum, pentru că nu ne-am dat seama că vom fi onorați să avem un echipaj feminin, înscriindu-se domnul Sandu Mihalcea. Aplauze! Au reușit să străbată Transalpina fără probleme și cu rezultate foarte bune. Așa că, deși au fost singuri echipași, normal, trebuia să fie o competiție, totuși considerăm că au făcut o chestie remarcabilă. Avem un mic circuit. În sensul că partenerii noștri de la Motul au demarat cât am fost ieri și au avut senzație, n-au știut că astăzi vor veni un număr dublu de mașini. Așa încât pentru cei care au participat doar astăzi, uleiul va fi ridicat de la sediul clubului în orice zi de marți sau la ultima expoziție din octombrie pe 19. Nu vă faceți griji, contați că este acolo. De fapt, deja mâine va ajunge la sediu. Și începem să... Uleiul pe ultimul loc, dar nu cel din urmă, domnul Cristian Zapciu, Mercedes. Locul 29, a fost și aseară cu noi. Celor care au fost aseară, ni se spune eroi din Titan. Pe locul 28, domnul Ionuț Babea. Din Târgoviște, prima oară cu noi. Da. Să ne mai vedem. Culmea, fără să participi. Bine, dar nu e la locul. Domnul Gabriel Stanciu, numărul 23, nu este. Aplauze. Astăzi ne-a format ar putea să fi fost un scurt circuit de la cele minunate, numeroase instalații de cronometare și măsurare, n-am mai fost. Mobilitatea GPS-ul deschis. Pe locul 26, domnul Lucian Simiorescu, Dacia 1100. Bine, bine, nu vedeam. Pentru că cei din Târgoviște au fost și mai năpăți prin București. Dar acum și toate blocurile de titani, toți șefii de scară, președinții de bloc, sectoriști, ne cunosc pe toți. Ai intrat în urmă pe scară ceva sau? Locul 25, domnul Lombardi Costel. Unul dintre cei mai vechi membri ai clubului nostru, aproape fondator, după 92 să ne spunem. Dar 1000 de euro rămâne la club, da? La taxă de contestație, nu? Ai intrat în casa lui eu. 100 de euro. Facem jumătate. Locul 23, domnul Mihai Hărtiș. Care atreare domnul la locul lor. Și să stricase mașina exact pe alea aia, pe care era proba specială. Salut! Și vreau o mare nedumerire, că nu avea grep numele copilor. Domnul Matei este... Stai că n-ai spus. Domnul Matei, pe lângă faptul că e membru fondator, este vinovat că anul ăsta am mai reușit să prindem schijele alea de asigurări, așa pe 6, nu cum au fost. Deci... Ca să înțeleagă cei care aveau anumite impresii, să știți că autorul și vinovatul în ghilimele întotdeauna al acestor asigurări a fost același domn George Matei. Și faptul că anul ăsta s-a putut mai puțin este datorată perioadei pe care o traversăm. Nu aș vrea să cred alte lucruri. Și la anul ne vom scăzi mai bine. Dar dacă într-o zi vom rămâne fără, nu uitați câți ani am avut. Clubul crește și va trebui să ne obișnuim într-un an. Locul 21, domnul Dumitru Ghinea.
Crezi că am avut ceva GPS, că e tot din Târgoviște și e mai sus, mai sus. Domnul Nicu Bucăleț a plecat la prânz. Ce? Locul 19, domnul Alexandru Neacșu. E al patrulea sau al cincilea raliu când are numărul de concurs 9, data viitoare nu mai fac, plăci să fac 9. E un fel de haci. Domnul trezorier care vreau să vă spun că din echipa mea este, pot să spun, blici, face plățile online, nu avem restanțe și pentru el avem o surpriză. La același raliu anul trecut a primit un singur viitor. Și a fost atât de supărat încât n-a plătit diferența de milioane între sponsorizare și câți am fost. Normal, dacă ar fi să fac după mine, aș face așa. L-aș deschide și i-aș da să bea. Dacă eram acum 10 ani, turnam în cap. Pentru că am rămas dator la partenerul nostru până în anul următor, luna ianuarie. Să nu se mai repete, noroc și voie bună. Pa. Deci nu mai penalizat unul cei care au fost greșeala noastră. Ai fost student aici, acum 30 de ani, miliția, acum 2 ani ai ieșit locul 2 și n-ai venit. Securitate, nu mai credit. Unul singur. Încerca să-l împărțim. Asta e s-a rădăcit de proiect. Ce am luat parcurs? Că el, ia uite, ți-a umplat portofolul. 152 astăzi, zile 3. Așa, nu mai nimeni. Mie ca trebuie, că ai ținut și deja. Locul 4, domnul Cristian Iver. Un alt membru extraordinar și de mare viitor. Valoare pentru club. Și acum să trecem la chestii foarte serioase. Înainte să vedem 3-2-1, o să vedem cel mai vechi automobil participant. E adevărat doar astăzi, dar e un efort. Din 1931, domnul Nicu Tătăranu. Vreau să vă spun, înainte să-i dau cuvântul lui Nicu, că a participat și în 1979. Era printre organizatori, acum 35 de ani, la prima ediție a raliului, la care am senzația că a fost și aerul meu, cred, că am putut gravi. Deci, îmi fac mea culpa că ar fi trebuit să vin după atâția ani cu ea, dar se va întâmpla peste 5 ani. Eu 79 aveam 6 ani. Erai copil! Nu era nici la școală. Și acum las pănicul să mă zică. 79 am venit cu un Ford din 28. Și n-am luat nimic, că nu era cea mai veche mașină. E? Așa, am așteptat până în 2013 să vin la Giurgiu să iau... A meritat așteptarea. Deci, domnul Nicu... Ca să înțelegeți cum s-a pornit retromobilul, că e tot un membru fondator, este cel care a pus prima piatră în 1972, când s-a ținut primul raliu, era acolo. A fost și 98 când am făcut retromobilul. Are niște Forduri care le are din 72 și nu le-a terminat și la un moment dat i-am zis, bă, Nicu, da, ne cam ducem așa, îmbătrânim, Doamne ferește, mâine, poi mine. Fă ceva, ia una, că n-ai timp să le faci, clar, ia-ți una să meargă. Ar fi păcat de atâția 40 de ani de activitate să nu termin poros treaba asta, așa că vreau să-l felicit că e cu noi și că e activ. Acum ajungem la locul 3, domnul Mugur Badea și doamna Ana Monica Badea. Locul 3. Poate să vină și doamna. Și doamna, să vedem. Da, clar. Ce familie cu toată cu mine, cu doamna. Doamna ia uleiul, gătește cu el, domnul, okay. Mai și se ferește de muște cu ea. Care e toată? Felicitări. Pentru aruncări. Cu ce mașină? Noi am fost colegi, dar nu mai știu. Caragia. La Caragia.
Pile. Normal. Nepotit. Băi, am spus ca să n-aflați voi de pe Facebook, adică... Că acum nu mai pot să mai... Deci unul rămâne pentru... Bine, bine. Dar rămâi dator. Da. Și pe primul loc, familia Gorda, Gabriel Gorda. Data viitoare ne trimitem cupa prin poștă. Cu ce mașină? Dacia 1300. Dacia! Cam asta a fost. Anul viitor România va participa la Monte Carlo Classic cu 4 basini, 4 echipaje. Și undeva în noiembrie o să avem prezentarea echipei. Și da, și prima probă specială o fac eu în Titan. Da. O fac eu în Titan. Da, așa e. Cum vi s-a părut raliul? A fost un raliu destul de greu. O probă de noapte ceva inedit pentru raliul Giurgiu, care a durat undeva la o oră jumate și aproape 30 de kilometri. Probă de noapte în București, vineri seara, ceea ce nu e ușor. Drumul până la Giurgiu a fost mult mai ușor. Sunteți printre concurenții câștigători și ați câștigat o Dacia, cu o mașină Dacia, o mașină românească. Da, ce putem spune? E o mașină care în continuare e o mașină foarte fiabilă. E o Dacia conservată, are doar 40.000 de kilometri, fabricație 71, piese franțuzești. E o mașină foarte bună și în continuare, după cum se vede și cupa, este ok. Că, încă o dată, trebuie să spunem clar,